E oficial, declara ea unic, publicat în Monitorul Oficial. Care este termenul limit de depunere? Ordonana de urgent privind declararea unică a fost publicată în Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seară, pe Facebook. Depunerea declarației unice are ca termen 15 iulie. Ordonanța de urgent numărul 18/2018, care reglementează mecanismul de declarare sublinierei plata impozitului pe venit sublinierei a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial numărul .260.3. Reamintim tuturor contribuabililor persoane fizice ce depunerea declarației unice se face până la data de 15 iulie a ce, precizează Ministerul Finanțelor Publice. Ordonana de urgență a fost adoptată de guvern pe 15 martie. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat atunci ce cei care vor depune declararea online sau vor face pe lei anticipate vor beneficia de avantaje. Potrivit ordonanței, pentru depunerea prin mijloace electronice până la data de 15 iulie 2018, se acordă o bonificare de 5 din impozitul pentru pe venit pe letit integral până la 15 martie 2019, pentru plata cu anticipare a impozitului pe venit se acordă o bonificare de 5 din impozitul pe venit anual estimat pe letit integral până la 15 decembrie 2018, iar în cazul în care cele două condiții sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații. Această ordonanță de urgent schimb fundamental acest mecanism, sublinierea anume trecem de la un sistem cu subliniere apte declarații pentru persoanele fizice la o singură declarație unică. În primul rând, schimbăm alte chestiuni legate de modalitatea de plat, nu mai sunt 4 plăți anticipate. Avem o singur plat, o singur dat de depunere, sublinierea anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziție de la sistemul anterior la noul mecanism de declarare a contribuțiilor, urmând ca din anul următor să fie data de 15 martie ca dat de depunere a formularului sublinierei, desigur, sublinierei data de plat unic, a declarat recent ministrul Eugen Teodorovici într-o conferință de presă la Palatul Victoria.